Sindicaliștii din cartel Alfa Galați au pichetat miercuri 27 ianuarie sediul prefecturii Galați, în semn de protest față de politicile de austeritate anunțate de actualul guvern. La acțiune au participat aproximativ 200 de salariați din sănătate, asistență socială, educație, poliție, dar și sindicaliști din mediul privat, precum cei de pe platforma siderurgică sau din comerț. Sindicaliștii acuză politica de austeritate în domeniul salarizării și povara fiscală excesivă lăsată în sarcina angajaților. Guvernanților li se reproșează și blocarea negocierilor colective, dar și nerespectarea prevederilor privind coșul minim de trai decent. Am ieșit în stradă pentru că nu suntem de acord cu această austeritate vorbită de guvernanții noștri. Austeritatea asta care înseamnă să dai 41 de lei la salariu minim sau înghețarea, așa zisă, înghețarea lor, nu duce la nimic bun, înghețarea salariilor. Înghețarea asta a salariilor înseamnă reducere de venit pentru oamenii muncii. Principalele revendicări ale sindicaliștilor sunt un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierilor colective, taxare justă și aplicarea corectă a legislației. Protestul de la Galați face parte dintr-un program mai amplu de acțiuni demarat de CNS Cartel Alfa la nivel național.